Matematica este locul unde răspunsul e corect și totul e bine și poți privi pe fereastră și să vezi cerul albastru. Sau răspunsul e greșit și trebuie să o iei de la capăt și să încerci din nou și să vezi cum iese de data aceasta. Zicea scritorul american Carl Sandburg. Vă invit să ne pregătim și noi cu câteva exerciții la matematică, la care sigur vom găsi rezolvările corecte. Succes! Bună ziua, numele meu este Gherghe Radu și sunt profesor de matematică la Liceul Teoretic Lucian Blaga din București. Vom rezolva subiectul al treilea din testele de antrenament 2021, profil pedagogic. Vom începe cu subiectul al treilea din testul 4 de antrenament. Se consideră matricele a, o matrice pătratică de ordinul 2, ce are pe prima linie elementele 5 și 2 și pe linia a doua elementele minus 5 și minus 3 și B, o matrice pătratică de ordinul 2, ce are pe prima linie elementele 3 și 2 și pe linia a doua elementele egale cu minus 5. La punctul 1 se cere verificarea egalității, determinantul matricei A egal cu minus 5. Avem determinantul matricei A egal cu 5 înmulțit cu minus 3, minus 2 înmulțit cu minus 5, egal cu minus 15 plus 10, egal cu minus 5. La punctul B se cere verificarea unei egalități A înmulțit cu B egal cu 5 înmulțit cu matricea unitate de ordinul 2. Produsul matricial A înmulțit cu B este egal cu matricea pătratică de ordinul 2, ce are pe prima linie elementele 15 minus 10 și 10 minus 10, și pe linia a doua elementele minus 15 plus 15 și minus 10 plus 15, matrice ce este egală cu matricea pătratică de ordinul 2 ce are pe diagonala principală elementele egale cu 5 și pe diagonala secundară elementele egale cu 0, adică 5 înmulțit cu matricea unitate de ordinul 2. La punctul 3 se cere determinarea numerelor reale x pentru care determinantul matricei a minus x înmulțit cu i2 egal cu 10. Calculăm matricea a minus x 2 și obținem matricea pătratică de ordinul 2, ce are pe prima linie elementele 5, minus x și 2, și pe linia a doua elementele minus 5 și minus 3, minus x. Determinantul acestei matrice este egal cu paranteză 5, minus x, totul pe lângă minus 3, minus x, minus 2 înmulțit cu minus 5, egal cu minus 15 minus 5x plus 3x plus x pătrat plus 10 egal cu x pătrat minus 2x minus 5 pentru orice număr real x. Egalitatea din enunțul cerinței este echivalentă cu x pătrat minus 2x minus 5 egal cu 10, adică x pătrat minus 2x minus 15 egal cu 0, de unde rezultă x plus 3 pe lângă x minus 5 egal cu 0, de unde obținem x egal cu minus 3 sau x egal cu 5. La punctul 4 se cere să se arate că suma elementelor matricei A la minus 1 este egală cu minus 1, unde prin A la minus 1 s-a notat inversa matricei A. Din punctul 1 avem determinantul matricei A egal cu minus 5 diferit de 0, deci matricea A este inversabilă. Calculăm inversa matricei A egal cu 1 supra determinant din A înmulțit cu matricea adjunctă și obținem matricea pătratică de ordinul 2, ce are pe prima linie elementele 3 supra 5 și 2 supra 5 și pe linia a doua elementele egale cu minus 1. Suma elementelor matricei A la minus 1 este egală cu 3 supra 5 plus 2 supra 5 minus 1 minus 1 egal cu minus 1. Aceeași cerință poate fi rezolvată prin metoda următoare. Din cerința a doua avem a înmulțit cu B egal cu 5 înmulțit cu I2, obținem relația 1, A înmulțit cu 1 supra 5B egal cu I2. Înmulțim apoi matricea 1 supra 5B cu A, egal tot cu matricea I2. Din relațiile 1 și 2 deducem că inversa matricei A este egală cu 1 supra 5 înmulțit cu matricea B, adică egal cu matricea pătratică de ordinul 2, ce are pe prima linie elementele 3 supra 5 și 2 supra 5 și pe linia a doua elementele egale cu minus 1. Suma elementelor matricei A la minus 1 este egală cu 3 supra 5 plus 2 supra 5 minus 1 Minus 1 egal cu minus 1. La punctul 5 se cere determinarea matricei X, pentru care B înmulțit cu X egal cu minus 20 I2. Prima metodă de rezolvare, determinantul matricei B este egal cu minus 15 plus 10 egal cu minus 5 diferit de 0, deci matricea B este inversabilă. Calculăm inversa matricei B, B la minus 1 este egal cu 1 supra determinant din B înmulțit cu adjuncta matricei B și obțin Matricea pătratică de ordinul 2 ce are pe prima linie elementele 1 și 2 supra 5 și pe linia a doua elementele minus 1 și 3 supra 5. Egalitatea din enunțul cerinței este echivalentă cu x egal cu minus 20 înmulțit cu b la minus 1 înmulțit cu i2 egal cu minus 20 înmulțit cu inversa matricii b, egal cu matricea pătratică de ordinul 2 ce are pe prima linie elementele minus 20 și minus 8 și pe linia a doua elementele 20 și 12. O altă metodă de rezolvare acestei cerințe din punctul 4 avem A înmulțit cu 1 supra 5 B egal cu 1 supra 5 B înmulțit cu A egal cu I2 ceea ce este echivalent cu B înmulțit cu 1 supra 5 A egal cu 1 supra 5 A înmulțit cu B egal cu I2. Rezultă că matricea B este inversabilă și mai mult decât atât, inversa lui B este egal cu 1 supra 5A. Relația din enunțul cerinței 5 este echivalentă cu X egal cu minus 20 înmulțit cu 1 supra 5a înmulțit cu i2, egal cu minus 4 înmulțit cu matricea a, egal cu matricea pătratică de ordinul 2, ce are pe prima linie elementele minus 20 și minus 8 și pe linia a doua elementele 20 și 12. La punctul 6 se cere determinarea numărului real X pentru care A înmulțit cu paranteză B înmulțit cu B minus I2 minus paranteză A înmulțit cu A minus I2 închidem paranteza înmulțit cu B egal cu X pe lângă B minus A. Din punctul 2, punctul 4 și proprietatea de asociativitate a înmulțirii matricelor pătratice de ordinul 2, Termenul din stânga egalității este egal cu a înmulțit cu b înmulțit cu b minus a, minus a înmulțit cu a înmulțit cu b plus b, egal cu 5b minus a minus 5a plus b, egal cu 6b minus 6a, egal cu 6 pe lângă b minus a. Așadar, egalitatea din enunțul cerinței este echivalentă cu 6 pe lângă B minus A egal cu X pe lângă B minus A. Ținând cont de faptul că B minus A este diferit de matricea nulă de ordinul 2, deoarece matricea A este diferită de matricea B, obținem X egal cu 6. În continuare, vă propun să rezolvăm subiectul al treilea din testul 5 de antrenament. Se consideră matricele A, o matrice pătratică de ordinul 2, ce are pe prima linie elementele minus 2 și minus 4 și pe linia 2 elementele 3 și 2. Matricea unitate de ordinul 2 și B de X egal cu 2X înmulțit cu matrice A minus I2, unde X este un număr real. La punctul 1 se cere verificarea unei egalități, determinantul matricei A egal cu 8. Avem determinantul lui A egal cu minus 2 înmulțit cu 2, minus 3 înmulțit cu minus 4, egal cu minus 4 plus 12, egal cu 8. La punctul 2 avem de verificat următoarea egalitate, A înmulțit cu A egal cu minus 8 înmulțit cu matricea unitate de ordinul 2. Produsul matricial A înmulțit cu A este egal cu matricea pătratică de ordinul 2, ce are pe prima linie elementele 4 minus 12 și 8 minus 8, și pe linia a doua elementele minus 6 plus 6 și minus 12 plus 4. Matrice ce este egală cu matricea pătratică de ordinul 2, ce are pe diagonala principală elementele egale cu minus 8 și pe diagonala secundară elementele egale cu 0, adică minus 8 înmulțit cu matricea unitate de ordinul 2. La punctul 3 se cere să se demonstreze că matricea B de X este inversabilă pentru orice număr real X. Calculăm matricea B de X egal cu 2x înmulțit cu matricea minus i2 egal cu matricea pătratică de ordinul 2 ce are pe prima linie elementele minus 4x minus 1 și minus 8x și pe linia a doua elementele 6x și 4x. Minus 1. Determinantul acestei matrice este egal cu minus paranteză 4x plus 1 pe lângă 4x minus 1 plus 48x pătrat egal cu minus 16x pătrat plus 1 plus 48x pătrat egal cu 32x pătrat plus 1 pentru orice număr real x. Evident, expresia 32x pătrat plus 1 este strict mai mare decât 0, deci determinantul matricei B de X este diferit de 0, de unde rezultă că matricea B de X este inversabilă pentru orice număr real X. La punctul 4 se cere determinarea numărului real X pentru care b de x înmulțit cu b de 1 supra 2 e egal cu 9 înmulțit cu matricea unitate de ordinul 2. Particularizând scrierea matricii b de x pentru x egal cu 1 supra 2, obținem b de 1 supra 2 egal cu matricea pătratică de ordinul 2, ce are pe prima linie elementele minus 3 și minus 4 și pe linia a doua elementele 3 și 1. Calculăm apoi produsul matricial B de X înmulțit cu B de 1 supra 2 și obținem matricea pătratică de ordinul 2, ce are pe prima linie elementele minus 12X plus 3 și 8X plus 4 și pe linia a doua elementele minus 6x minus 3 și minus 20x minus 1. Egalitatea din ienuțul cerinței este echivalentă cu o egalitate de matrice, echivalent în continuare cu următorul sistem de ecuații. Minus 12x plus 3 egal cu 9, 8x plus 4 egal cu 0, minus 6x minus 3 egal cu 0 și minus 20x minus 1 egal cu 9 din prima ecuație a sistemului se obține x egal cu minus 1 supra 2, care convine, deoarece verifică toate celelalte ecuații ale sistemului. La punctul 5 se cere demonstrarea unei egalități, x înmulțit cu matricea B de x minus y înmulțit cu matricea B de y egal cu x minus y înmulțit cu matricea B de x plus y. Utilizând substituțiile y în locul lui x și x plus y în locul obținem matricele b de y respectiv b de x plus y. Avem x b de x minus y b de y egal cu 2x pătrat a minus x i2, minus 2y pătrat a plus y i2 egal cu 2 pe lângă x minus y pe lângă x plus y în cu a, minus x minus y i2 egal cu x minus y pe lângă paranteză pătrată 2 pe lângă x plus y în cu a, minus i2, adică x minus y de mulțit cu matricea b de x plus y. La punctul 6 se cere determinarea numărului întreg K pentru care B de 1 minus 2 înmulțit cu B de 2 plus 3 înmulțit cu B de 3 minus puncte puncte minus 20 B de 20 egal cu K înmulțit cu matricea B de 21. Particularizând relația demonstrată la cerința 5, pentru X egal cu 1 și Y egal cu 20, obținem B de 1 minus 20 înmulțit cu B de 20 egal cu minus 19 înmulțit cu B de 21. Procedăm în același mod și particularizăm această relație pe rând pentru x egal cu 2, 3 până la 10, și y egal cu 19, 18 până la 11. Obținem 2b2 minus 19b19 egal cu minus 17b21, 3b3 minus 18 înmulțit cu b21 de 18 egal cu minus 15 înmulțit cu B de 21 și așa mai departe până la 10 B de 10 minus 11 B de 11 egal cu matricea minus B de 21. Membrul din stânga egalității este egal în final cu paranteză Minus 19 plus 17 minus 15 plus puncte-puncte minus 3 plus 1, totul de înmulțit cu matricea B de 21, adică 5 înmulțit cu minus 2 înmulțit cu matricea B de 21 egal cu minus 10 înmulțit cu matricea B de 21. Așadar, K este egal cu minus 10. Mai departe, vă propun să rezolvăm subiectul al treilea din testul 6 de antrenament. Se consideră matricele A, o matrice pătratică de ordinul 2, ce are pe diagonala principală elementele egale cu 0 și pe diagonala secundară elementele egale cu 1 și matricea B, o matrice pătratică de ordinul 2, ce are pe prima linie elementele A și 2 și pe linia a doua elementele B și minus 3, unde A și B sunt numere reale. La punctul 1 se cere verificarea unei egalități, determinantul matricei A egal cu minus 1. Avem determinantul matricei A egal cu 0 înmulțit cu 0, minus 1 înmulțit cu 1, egal cu 0 minus 1, egal cu minus 1. La punctul 2 se cere efectuarea unui calcul matricial 3a minus 2b, unde a mic egal cu 3 și b mic egal cu minus 1. Particularizând scrierea matricei b pentru a egal cu 3 și b egal cu minus 1, obținem matricea b egal cu matricea pătratică de ordinul 2, ce are pe prima linie elementele 3 și 2 și pe linia a doua elementele minus 1 și minus 3 avem 3A minus 2B egal cu matricea pătratică de ordinul 2, ce are pe prima linie elementele 0 6 și 3 4 și pe linia a doua elementele 3 plus 2 și 0 plus 6 egal cu matricea pătratică de ordinul 2, ce are pe prima linie elementele minus 6 minus 1 și pe linia a doua elementele 5 și 6. La punctul 3 se cere verificarea unei egalități a înmulțit cu b egal cu. B înmulțit cu A, unde A mic egal cu minus 3 și B mic egal cu 2. Particularizând scrierea matricii B pentru A egal cu minus 3 și B egal cu 2, obținem matricea pătratică de ordinul 2, ce are pe diagonala principală elementele egale cu minus 3 și pe diagonala secundară elementele egale cu 2. Avem relația 1 a înmulțit cu B egal cu matricea pătratică de ordinul 2 ce are pe diagonala principală elementele egale cu 2 și pe diagonala secundară elementele egale cu minus 3 și relația 2 B înmulțit cu A egal cu matricea pătratică de ordinul 2 ce are pe diagonala principală elementele egale cu 2 și pe diagonala secundară elementele egale cu minus 3. Din 1 și 2 rezultă că A înmulțit cu B este egal cu B înmulțit cu A. La punctul 4 se cere determinarea numerelor reale A și B pentru care B înmulțit cu B e egal cu matricea unitate de ordinul 2. Calculăm produsul matricial B înmulțit cu B și obținem matricea pătratică de ordinul 2 ce are pe prima linie elementele A pătrat plus 2B și 2A minus 6 și pe linia a doua elementele AB minus 3B și 2B plus 9. Egalitatea din enunțul cerinței va fi astfel echivalentă cu următorul sistem de ecuații a pătrat plus 2B egal cu 1, 2A minus 6 egal cu 0, AB minus 3B egal cu 0 și 2B plus 9 egal cu 1. Din a doua ecuație obținem A egal cu 3, iar din ecuația a patra, B egal cu minus 4, care convin deoarece aceste valori verifică și celelalte două ecuații ale sistemului. La punctul 5 se cere să se arate că determinantul matricei A minus B este mai mic sau egal decât minus 3 pentru orice numere naturale nenule A și B. Calculăm matricea A minus B și obținem o matrice pătratică de ordinul 2 ce are pe prima linie elementele minus A și minus 1 și pe linia a doua elementele 1 minus B și 3. Determinantul acestei matrice este egal cu 1 minus paranteză 3A plus B. Cum A și B sunt numere naturale nenule, rezultă că 3A plus B este mai mare sau egal decât 3 înmulțit cu 1 plus 1, adică 3A plus B mai mare sau egal decât 4, de unde o obținem determinantul matricei A minus B este mai mic sau egal decât 1 minus 4, adică determinantul matricei A minus B mai mic sau egal decât minus 3. La punctul 6 se cere să se arate că dacă numărul A este cu 5 mai mare decât numărul B, atunci determinantul matricei A înmulțit cu B plus B înmulțit cu A egal cu 0. Avem A înmulțit cu B plus B înmulțit cu A egal cu matricea de ordinul 2 ce are pe prima linie elementele B și minus 3 și pe linia a doua elementele A și 2 plus matricea pătratică de ordinul 2 ce are pe prima linie elementele 2 și A și pe linia a doua elementele minus 3 și B egal cu matricea pătratică de ordinul 2, ce are pe diagonala principală elementele egale cu B plus 2 și pe diagonala secundară elementele egale cu A minus 3. Rezultă că determinantul matricei A înmulțit cu B plus B înmulțit cu A este egal cu B plus 2 totul la pătrat minus paranteză A minus 3 la pătrat pentru orice numere reale A și B. Dacă A e egal cu B plus 5, atunci determinantul matricei A înmulțit cu B plus B înmulțit cu A va fi egal cu B plus 2 la pătrat minus B plus 2 la pătrat egal cu 0. Dragi elevi, iată că am ajuns la finalul acestor lecții. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez mult succes la examenul de bacaloriat și în tot ceea ce vă doriți să realizați. La revedere! Prieteni, lecțiile de astăzi au ajuns la final. Vă dau întâlnire și mâine tot aici, la Teleșcoala, să ne antrenăm pentru examenele care se apropie. Până atunci, vă invit să descărcați suporturile de curs de pe, pe pagina de Facebook Teleșcoala TV. Intrați și dați-ne și un like. Pe mâine! Zi frumoasă în continuare!